Bună ziua! În filmulețul de astăzi despre Excel, o să vă arăt cum puteți face calcule în pivoți folosind formule și cum se pot face aceste calcule așa cum le-ați face într-un tabel, de exemplu. Da? Am pregătit aici un fișier. E fișierul pe care îl folosesc eu la cursurile de Excel. Avem aici mai multe date, o dată calendaristică, o regiune de vânzări, un vânzător, un tip de produs pe care îl vinde, cantitatea, cost pe unitate, total. Și aici un calcul, o coloană adăugată de mine. Și am mai adăugat luna pe care am scos-o din dată cu mont. Da, după care am făcut un pivot în sheet-ul 2 și pivotul are luna, vânzătorul, adică vrem să vedem în ce lună, ce vânzător, ce cantitate de produse au, ce cost pe unitate. De fapt, aici vreau să am niște valori, nu m-am uitat exact ce anume am pus aici și care a fost totalul. Și aș vrea acum să fac calcul aici în coloana asta. Aș vrea să fac o împărțire între asta și asta, adică asta împărțit la asta, da? În mod normal, dacă fac chestia asta în pivot și fac la mine se poate face chestia asta pentru că am dezactivat funcția. Haideți să activăm funcția și după aia o să vedeți la ce mă ajută. Da. Deci, în mod normal, în pivotul standard, în Excel standard, lucrurile stau așa. Dacă vreau să fac împărțirea asta, o să obțin ceva de genul ăsta. Deci am împărțit valoarea asta la valoarea asta. Pentru linia asta o să facă și o să-mi dea 46. Adică 413,84 împărțit la 1,99. În schimb, dacă vreau să trag în jos, să obțin pentru toate celelalte, o să obțin tot 46. Și o să vedem că referința se face tot la A3 și tot la A3. Da? Adică la exact aceleași valori. La valorile de pe linia asta. O să facă referința exact la valorile de pe linia asta. Din cauza asta nu modifică valoarea. Da? Pentru a putea să modifice valoarea și pentru a putea face calcule în pivot, la fel ca și într-un tabel oarecare, trebuie să intru în File, Options, iar aici la Formulas, să dezactivez Use Get Pivot Data Function for Pivot Table Reference. Dezactivez asta, i-am dat OK. Și acum, dacă o să refac calculul, o să spun așa, ăsta. Da? După cum vedeți, îmi ia D5 împărțit la C5, da? 46, dar acum merge să trag în jos și îmi va afișa rezultatele care trebuie. Da? Atenție că dacă fac sortări în pivot, deci vreau doar pe luna a doua, valorile se păstrează, îmi reface calculele. Ideea este că celelalte valori nu vor mai apărea. Da? Bun, dacă vreau să revin la valoarea implicită a Excel-ului, merg din nou în formula, Options, Formulas și dau Use Get Pivot Data Functions for Pivot Table Reference. Da? Și acum, dacă o să fac din nou același calcul, o să-mi dea cu Get Pivot Data și nu o să mai funcționeze să fac calcul. Da? Despre asta este filmulețul de azi. Mulțumesc că m-ați urmărit. Vă aștept pe Excel Specialist, pe nou site. Unde public în fiecare săptămână câte un articol despre Excel. Sper să fie util și pentru voi și vă aștept la cursuri. Mulțumesc, la revedere!